luna august 2013, la oficiile de stare civilă din județul Dâmbovița, s-au înregistrat 508 căsătorii, cu 138 mai multe decât în luna anterioară. Culmea este că, deși tot mai mulți dâmbovițeni aleg să-și unească destinele, a crescut și numărul divorțurilor. Prin hotărâri judecătorești definitive și conform legii numărul 202/2010, s-au pronunțat 97 de divorțuri, în creștere cu 83 față de luna precedentă și cu 46 față de luna august 2012. Motivele pentru care soții doresc să se despartă sunt multiple și diferă de la caz la caz. Infidelitatea. Care credeți că sunt cauzele? Neînțelegere. Condițiile materiale sunt o cauza divorțului. Așa consider. Prima, de fapt, primul loc asta. Modernizările care sunt? În ce sens? Viața libertină. Cluburile. Înainte nu se știa de așa ceva. Acum fiecare pe drumul lui. Condițiile materiale credeți că sunt o cauză a divorțului? Da. Pentru că se vrea cât mai mult, cât mai bine să trăiască, nu se poate și atunci ales femeile. Optează pentru un trai cât mai bun. Văd la așa zisele vedete și atunci vor și ele. Nu-i de unde și atunci începe discuții. În cauza banului nu s-a ajunge. Cauzele intoleranță. Nu mai cred că nu mai e în stare să se gândească și la celălalt. Să gândesc doar la ei. Nu știu, din cauza neajunsurilor, certuri. Cred că motiv ar fi lipsa comunicării, cred că asta e cel mai important. Și alte motive? Cred că dacă există comunicare, există și o cale de rezolvare, sincer. Condițiile materiale duc la divorț? Și asta, bineînțeles. De ce credeți? Există discuții legate de bani în orice familie, mai ales în societatea românească în ziua de astăzi. Majoritatea dâmbovițenilor intervievați consideră că raportul celor care intentează acțiunea de divorț este de egalitate, 50% femeile și 50% bărbații.